Bună seara, dragi prieteni, și bine vă găsim, bine vă regăsim la o nouă ediție a Cafenelei Merito Galați. Ediția cu numărul 13, nu? Cosmin, sper să nu, să nu mă înșel. Exact. Exact. Și um, sunt convins că va fi ca de fiecare dată o întâlnire vie și electrizantă. Um, mai ales că azi abordăm un subiect uh, inedit cumva, un subiect uh, de care nu cred că s-ar fi putut uh, apropia oricine. Invitatul nostru din seara aceasta este uh, Bogdan Suceavă. Bun venit, Bogdan, la Cafena Merito Galați. Mulțumesc pentru uh, și... invitație. Mă bucur tare mult de întâlnirea asta. <laughs> Să știți că nu e, nu e doar o vorbă de complezență, Bogdan a tratat cu foarte mult interes și grijă și uh, cu multă prietenie întâlnirea de azi. Uh, mă bucur și eu foarte mult că ne ești alături uh, într-o discuție despre matematică, poezie și... Dacă matematicianul Dan Barbilian s-a revărsat în spațiu poetic sub numele de Ion Barbu, era nevoie cu siguranță de un alt matematician cu veleități literare și cu calități literare ca să ne ajute să ne orientăm puțin în, în opera aceasta deloc uh, evidentă sau facilă a lui Ion Barbu. Dați-mi voie să spun câteva vorbe despre Bogdan Suceavă, care a născut în 1969 la Curtea de Arge și este matematician, este prozator, este eseist, este publicist, este un om cu o activitate intelectuală foarte diversă și de uh, extrem de bună calitate. Uh, în prezent este profesor la California State University din uh, Fullerton, California și un uh, prieten al spațiului cultural uh, românesc în nenumărate feluri. Bogdan, nu voi insista pentru că așa am stabilit împreună foarte mult cu formalismele, vrem să profităm de tine în uh, diferite feluri. Eu sunt Doru Căstăian și o să fiu gazda întâlnirii din seara aceasta. Uh, formatul pe care l-am convenit cu Bogdan arată cam în felul acesta. Va exista o parte de prezentare în care o să-i dăm cuvântul lui Bogdan Suceavă, și în timpul prezentării, după prezentare, și așa mai departe, în timpul prezentării, o să vă rog să adresați întrebări fie direct în zoom, fie pe pagina de Facebook, dacă aveți în scris. Iar după încheierea prezentării, ca de fiecare dată, vă invit să interveniți prin viewgrade, dacă aveți dorința și curajul să o faceți și să, să, puneți întrebări cât se poate de deschis, pentru că și răspunsurile vor fi la fel. Bogdan, te ascultăm, ai cuvântul, zoom-ul, ecran. Deci, Doru, întâi de toate, mulțumesc foarte mult pentru, pentru ideea. A fost ideea ta, dacă să rău, uh, iată cine devină. Uh, mulțumesc mult de toți pentru... Sunteți în seara aceasta cu, cu, uh, cu noi aici. Este, este deja un, uh, un lucru foarte important. Faptul că putem să discutăm o provocare, ideea asta de a, de a, de a aduce o idee din istoria științelor, să, să vedem cum a avut ea impact în, în literatura. Asta este ceva extraordinar și vă mulțumesc pentru... Ocazia aceasta de a discuta. Acum, ce se va întâmpla este că eu voi. Uh, uh, se vede până la dumneavoastră? Totul bine? Deci, uh, aceste slides sunt mai mult ca să-mi aduc aminte ce am de zis. Uh, dacă aveți întrebări, vă rog frumos să unmute și întrebați-mă. Uh, nu sunt întreruperi, este conversație, nu avem așa ceva. Uh, și sper din toată inima să nu cumva să fie mai lung decât calculasem. Hai să vedem. Deci, chestiunea la care lucrăm, întrebarea la care lucrăm, este următoarea. Cum a fost pus la oaltă volumul Joc Secund? Treaba s-a întâmplat în toamna lui 1929 și ceea ce contează este exact felul cum autorul, la vremea respectivă, a avut o anumită viziune pentru că această viziune este ceea ce ajunge în liceele din România, asta ajunge să se, se studiază la facultate, asta se se investighează structura acestui volum. De aceea nu ne interesează ce face autorul în toamna 1926 sau ce a spus ceva mai încolo care nu are legătură cu acest volum. Ne interesează exact chestiunea structurii și a ideilor care au dus la compunerea acestui volum neobișnuit, 34 de poeme împărțite în trei părți să vedem de unde. Deci aceasta este singura problemă la care uh, uh, vom reflecta. De ce spun asta? Pentru că uh, Dan Barbilian a lăsat în uh, urmă un siaj de polemici, un siaj de tensiuni, tot felul de chestiuni care sunt de natură personală. Nu ne interesează. Ne interesează doar cartea și aspectele care țin uh, strict de ea. Deci, aserțiunea pe care o propunem este următoarea. Ideile poeticii pe care e construit volumul joc secund. Și viziunea matematicilor practicate de Barbidian în intervalul strict 1927 până în 1935, și vom vedea numai decât de ce, trebuie <coughs> gândite împreună. Sunt un pachet. Și reprezintă ceva foarte straniu. Un continuum de idei care au o filozofie comună. Deci asta este chestiunea care mi se pare importantă și ce trebuie să discutăm de unde până unde vine. Acum, avem o mulțime de documente despre, despre epoca respectivă și aș dori să insiste, e foarte straniu ce voi arăta acum. Este opera didactică a lui Barbinian, grație căreia știm ce predam, avem un raport din partea asistentului lui Cănene Mihăileanu, care a pus la oaltă această ediție, i-a fost asistent. Deci avem mărturii de la martorii care ne ajută cel mai bine să înțelegem ce s-a întâmplat. Altfel spus, crime scene investigation. O altă piesă importantă, dacă vizităm Muzeul Național al Literaturii Române, se află acolo câteva vitrine care sunt dedicate lui Barbilian. E, într-una dintre ele, ceasul ăsta nu era lui, ceasul ăsta triunghiular era lui Dimitri Angel. Dar rest, chestiile din spate au legătură cu Barbilian. Se află această notă asupra lucrărilor științifice. Acesta este un document Pregătit în 1940, când s-a pus problema promovării la profesor plin. Dar în el găsim suficient de multe elemente care pun la oaltă uh, fundamentele acelei filozofii. Astfel, ce scrie Barbilian în 1940? Personal, mă consider un reprezentant al programului de la Erlangen și vă mărturisesc că atunci când am citit prima oară bucata asta, nu am înțeles nimic. Deci am făcut facultatea de matematică la București, am um, fost la curs timp de șase ani și eu nu știam care e treaba cu programul de la Erlangen. Ce o să citim mai departe este surprinzător. Al acelei mișcări de idei, deci programul cu pricina nu este doar un eseu scris de Felix Klein. Este o mișcare de idei. Adică de ce? care, în ceea ce privește întinderea consecințelor și răsturnarea punctelor de vedere, opa, deja devine interesant, deci lucrurile fuseseră până la un punct, adică 1872, sau până când, fusese într-un anume fel după care a avut loc uh, o răsturnare a punctelor de vedere care a avut consecințe. Și ce fel de consecințe? Niște consecințe pe care Barbilian și le asumă, că spune, sunt un reprezentant al programului, da? poate fi asemuit discursului metodei. Ăsta este este opera lui Descartes, 1635, da? Iar reforma, reforma, este cea lui Luther, de la 1517, da? Deci, programul de la Erlangen este la fel de important ca revoluția propusă de Descartes și revoluția propusă de Luther. Vom reveni asupra acestei idei, dar bomba, Specializării strâmtor tehnicității opace de dinainte de Erlangen se substituie un eclectism luminat. Deci, suntem invitați să nu mai privim lucrurile în mod compartimentat. Nu mai privim geometria într-o parte și algebra în cealaltă parte. Și, cu foarte mult curaj intelectual, hai să aducem și poezia în conversație. Undeva în structura aceea a matematicilor care rămăsese la, de la Platon. Platon Aduceți-vă aminte că Platon spunea că matematica are patru părți. Care erau uh, aritmetica, astronomia, muzica și geometria, nu? Le pune la oaltă cumva și uh, în ce sens? Sau cum? Și care e legătura cu poezia? Să demonstrăm, avem de demonstrat că până acum n-am demonstrat nimic. Până acum doar am pus numai întrebări. Bun. Dar încă o dată, discursul metodei. Discursul metodei, Barbina, se referă metaforic la uh, acea revoluție științifică la începutul secolului al XVII-lea când, într-un interval de trei decenii, ca de la 1600, la 1635, s-a descoperit faptul că planetele se învârt în jurul Soarelui pe orbite eliptice. Asta a fost consecința măsuritorilor lui Tycho Brahe și calculelor lui Johannes Kepler. S-a descoperit că în corpul uman sângele are flux și nu sunt tumori statice. S-au descoperit că există uh, organisme care... Pot fi văzute numai cu microscopul. Toate acestea într-un interval de timp uh, foarte scurt. Ah, uh, uh, câmpul magnetic a fost descoperit în același interval, parcă 1617. Deci când Barbillian face trimitere și spune mm, programul de la Erlangen este ca revoluția raționalismului de la începutul secolului al XVII-lea, acum eu trebuie să înțeleg că avem de a face cu o revoluție de mari dimensiuni. Da, da, numai că nu știam nimic despre asta. Când am citit prima oară mărturisirea lui, m-a luat prin surprinderea sau reforma. Pe reforma se referă la începutul secolului al XVI-lea și nu se referă doar la Luther, se referă între alții și la Copernic, cel care rupea cu modelele cosmogonice ale antichității și propunea altceva mai aproape de realitate. Așadar, ăsta este fragmentul care apare în autobiografia din vitrină și ne rămâne nouă întrebarea cât de important a fost programul de la Erlangen și mai mult de atâta de ce avem noi o treabă cu chestia asta. Răspunsul scurt este că în peisajul modernismului românesc avem un diamant. Și tot ce avem de făcut este să-l să înțelegem. E ceva straniu, frumos și mai cu seamă diferit. Uh, provocare. Mai găsiți ceva de genul acesta undeva în lume? Am căutat și nu, nu cred că mai este. Dar mai e o problemă. În cel al treilea ciclu din poemele din volum, bine, ciclul se intitulează Isar Lăc, nu? Avem acel peisaj al Orientului de la Dunăre, este acel peisaj oriental. Acum, ce treabă are asta cu modernismul încă o dată? Că, parcă totuși nu ar fi modernism. Rămâne să demonstrăm, să găsim exact argumentul care se poate explica într-un singur rând de ce, dacă... Barbinian urmează acea filozofie a programului de la Erlangen, în care este o mișcare de mare întindere. De ce a, a treia parte a volumului este totuși ceva modernist? Rămâne să uh, demonstrăm aserțiunea. Acum. Uh, Doru, cum cum este? este a dormit cineva? Să verificăm. Uh, stăm bine? Da? Nu, nu cred că a dormit nimeni. Cine a nu, dormit nu, să spună, da. Vă așa loc. să fie. Vă rog frumos, nu. eu am adormit, visez asfânt, așa. Deci, în istoria matematicii avem, avem o chestiune foarte bine definită, care a devenit clară, um, în, să zicem, după 2008. Treaba asta nu se știa înainte. Sau nu, se, nu fusese formulată cu claritate. Și anume, avem un interval care se numește uh, transformarea modernistă a matematicilor. Folosim pluralul aici. Acum, de unde vine așa ceva? De la Jeremy Gray, pe care îl vom urma până la ultima virgulă. Acest volum a apărut în 2008, ne-a ajutat să vedem. Deci avem, la începutul secolului al 20 lea are loc, deci apare topologia se inventează teoria măsurii, învățăm să integrăm cum, cum trebuie. Nu mai vorbesc de teoria relativității, fundamentele geometriei se reașeza, reașează, are ar loc o adevărată revoluție în, și, și în algebră. Toată matematica este este regândită de la fundamente. Acum, ne uităm atent la acest interval și descoperim ceva foarte straniu. că Barbilian, de fapt Cade în acest interval și în momentul în care își asumă programul de la el, Lângă, devine un exponent al acestei transformări. Mai mult de atât, învățând matematică și făcând matematică de un alt nivel la vremea respectivă, a preluat toate simptomele și caracteristicile acestei importante transformări. Bun. Acum, pentru uh, viziunea din acea perioadă istorică, este foarte important. Să se producă. Adică, ce căutau matematicienii atunci? E o, e o boală generală. O teoremă unificatoare. Ce înseamnă asta? Adică, dacă s-ar putea să dai un rezultat care să fie adevărat în mai multe geometrii. Ca, de exemplu, avem, geometrie euclidian, avem uh, geometria euclidiană, avem geometria sferică, avem geometria hiperbolică. Putem să avem o teoremă care să fie adevărat în toate? Cu asta se ocupau. asta geometrii vorbind. Teorema unificatoare era, era ceva care se aplică în mai multe locuri. Acum, dacă am fi avut curajul să luăm cursul cu Barbidian de fundamentele matematicilor pe la 1930, pozele acestea care se văd aici, vă garantez că ar fi fost în fie, la fiecare oră de curs apăreau. Astea sunt modelele geometriilor hiperbolice și pentru Barbidian toate trei erau o singură geometrie, era cea hiperbolică. Și de vină este cel din dreapta sus modelul discului Poincaré, pe, pe care l-a făcut de atât de multe ori, încât la un moment dat și-a pus problema, dar nu s-ar putea generaliza? Adică, în loc de discul ăsta cu care lucra Poincaré, cum ar fi să luăm un domeniu arbitrar în plan și să facem, să-l înzestrăm cu o distanță? Astea sunt spațiile barbilian. De la asta a plecat. A plecat de la o problemă de la curs. Când se gândea la chestia asta? În toamna lui 29 garantat. Acum, sunt semne ale paradigmei, ale acestei tendințe de a căuta unificări. Harfe răsfirate ce în zbor invers le pierzi, că ridică în sumarea. Poetul ridică în sumare la fel cum și geometru caută aserțiuni care sunt adevărate în mai multe teorii. Ăsta este dovada numărul 1. Cel mai clar, Găsi vor gest închis să le rezume. Uh, mai ascuns este: Atlanticii sunt robul vibrat spre un mărgean uh, Cercetarea către fundamente era ceea ce admira cel mai mult la David Hilbert. Pentru Hilbert s-a dus la Göttingen. Pentru acea cercetare care merge nu înainte, ci către rădăcinile teoriei. Asta zice el când când a murit Hilbert a scris un, un articol, un obituar, foarte amplu, un eseu care, în care reflectă propriei lui Hilbert și ne spune ce este important toate acestea sunt semne al unei paradigme, a unui fel de a gândi importat din, din acea transformare masivă. Acum trebuie neapărat să demonstrăm cum au ajuns aceste informații la Barbidian, de unde până unde gândea el așa ajungem și la asta I, uite, iată cine e de vină Facultatea de Matematică de la București, unde s-au întâmplat două lucruri sensaționale din punctul de vedere al programului de la Irlanda. Primul este inventarea geometriei diferențiale afine într-un moment în care aripa asta clădirii nu exista. Asta știți că a apărut după 1920. Nu exista decât partea din față, cu amfiteatrele din, din față. Deci, uh, Gheorghe Țițeica a inventat geometria diferențială afină. Anul de naștere este 1907 înainte de o răscoală, pentru că știți, ca, știți, am vaga bănuială că ar fi fost, așa dacă ar fi să luăm după grila de astăzi, de stânga. Deci în momentul în care a, a, au început uh, tulburările din România, n-a mai putut lucra foarte mult. Uh, tot aici, Barbilian, dintr-o nevoie a cursului său de fundamentele matematicilor, vine cu ideea de metrici apoloniene, pe care noi astăzi le numim spații Barbilian. Și aserțiunea pe care vă propusesc în la început este că atunci când vorbim despre poezia lui Ion Barbu, nu ignorăm faptul că Dan Barbilian era matematician, că avea un mentor, acesta era Gheorghe și la un moment dat scrie foarte clar că s-a aflat sub influența lui Țițeica până în 1933. Asta înseamnă până când a făcut cercetarea în geometrie, că după aia a început să se mute către alte domenii. Era un om foarte curios și un matematician cu o cultură atât de vastă încât își putea permite să-și să adapte interesele de, de, de cercetare unor provocări diferite. Nu toți matematicienii fac asta. Sunt unii care stau pe o specialitate și iau o problemă mititică și studiază 30 de ani bucățica aceea, nu barbiriană. Deci, asta este uh, provocarea pe care o avem uh, în fața noastră: să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat și de unde până unde vasele acestea comunicante care uh, trec de la uh, o bucățică de informații către cealaltă. Da? Acum, uh, cei trei fondatori ai acestei mișcări sunt uh, Klein, Sofus Lee, Gaston Darbu, urmați de o întreagă generație de uh, uh, matematicieni, o pleadă de actori de prim rang al acelei transformări a matematicilor despre care vorbeam. Transformări moderniste a matematicilor. Acum, vedeți dumneavoastră, uh, 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 din motive care țin de timp, nu l-am inclus aici pe Elie Cartan. Dacă ar fi să vorbesc pe Elie Cartan, aș avea nevoie de 12 ore. Este e, e cineva care merită dragoste. A nu se înțelege că programul de la Erlangen a fost ceva care a avut succes din prima, ca uh, niște cântece de, care au succes într-o vară. Nu, no, nu, no, nu. No. A luat două decenii, dacă nu mai bine, până când s-a înțeles ce a spus Felix Klein. Uh, dacă la 1940 cineva putea să spună jur pe programul de la Erlangen, inițial uh, eseul cu pricina a fost uh, considerat excentric, dacă nu cumva, o exagerare a unui tânăr. Pentru că autorul avea 23 de ani când l-a scris. Cum poți să iei în serios pe cineva care are 23 de ani, nu? Întâmplarea face că în acest caz omul a avut dreptate. Deci Klein um, și-a susținut teza la nici măcar 20 de ani. Și-a o teză tare. Deci Felix Klein a fost un, un vizionar de prin calibru. Uh, profesor la Erlangen la 23 de ani se mută la München câțiva ani mai târziu, căuta un loc unde să aibă foarte mulți studenți, și a avut o pleiadă, un careu de ași, între care Max Planck, Bianchi și Ricci sunt zei ai geometriei diferențiale astăzi. Se întâlnește, din fericire, foarte devreme cu Sophus Lee și Sophus Lee era mai în vârstă cu șase ani decât el. Dar relația dintre ei a fost întotdeauna foarte straniu. Felix Klein era un fel de mentor, iar Sophus Lee era un gânditor foarte profund care inițial l-a urmat pe Felix Klein, apoi a devenit un, un matematician cu o cercetare independentă și de o forță incredibilă. Uh, Klein se mută la Leipzig în 1880 și apoi la Göttingen în 1886, ceea ce ne face pe noi să ne gândim dacă nu cumva asta va fi avut de a face cu decizia lui Barbilian din 1921 de a merge la Göttingen. Uh, Klein nu mai era acolo. Uh, s-a pensionat înainte de război. Gaston Darbu Gaston Darbu uh, este original din, uh, din Sud, uh, a studiat întâi la Nîmes și Montpellier și a susținut teza uh, și el destul de devreme, la 24 de ani, sub conducerea lui Michel Chal și le ortogonal și devine membru al Academiei în 1884. Am să insist puțin asupra acestor ani pentru că, vedeți dumneavoastră, Țiței uh, că ajunge la Paris, la, în 1896. Deci Darbu era deja o somitate internațională în acel moment. Și n-am reușit să găsesc un, un, document care să dovedească asta, dar legenda spune că singurul dintre doctoranții lui uh, Darbu, căruia Darbu ar fi invitat să scrie teza cu el, ar fi fost Țițeica. Deci dați-vă seama ce, cine era Țițeica, de fapt. Câte studenții lui Emil Borel, Elie Cartan, Emil Picard, uh, a nu se confunda cu Jean-Luc Picard, asta este altceva, Stanisław Zaremba și Țițeica. Deci, povestea cu Țițeica este însă extraordinară, pentru că microbul, programul de la Erlangen, vine de la sursă, în următorul sens. Oops. Uh, și ce am făcut? Am tăiat un slide, dar nu mă las. Uh, o să insist aici. Darbu a scris un tratat de geometrie diferențială în patru volume, care au apărut toate în anii ce au precedat venirea lui Țiței la, la, Paris. În a doi ani de zile cât a lucrat cu Darbu, vă asigur că Țiței l-a învățat pe deasupra. Cele patru volume erau învățate. Ce se întâmpla acolo? Pe geometria suprafețelor, cum se pune reperul astfel încât problema aceasta să fie abordată mai ușor, ecuațiile fizice și matematice pe suprafețe, cum au curbele pe suprafețe, toată această tehnică elementară a, Uh, a diferențiale, mă scuzați, am folosit cuvântul elementar, poate fi trebuit să spun fundamental, uh, toate acestea erau foarte bine asimilate și era uh, referința numărul 1 timp de câteva decenii. Deci asta și ați Țițeica. Sofus Lee. Am să insist puțin asupra unor detalii biografice și vă spun, uh, și vă spun de ce. Pentru că, um, vedeți dumneavoastră, um, Barbilian a avut un foarte mare avantaj. A avut un mentor care avea intrare în Europa. Sofuzli nu. Și o să vedem exact, o să, o să comparăm cele două destine. Deci Barbilian, dacă ar fi vrut să-și continue cariera la nivel european, s-ar fi întâmplat cam așa. A ales altfel. Treaba lui. Hai să vedem. Deci studiază în, studiază în matematica la facultate alături de științele generale. La o cu biologia. Sofuzli inițial a fost interesat de biologie și are loc o întâlnire extraordinară cu Silov, dar uh, nu e interesat Sofuzli, nu este interesat de algebră. Silov este un nume mare în algebră azi. Teoria Silov este, este o chestiune importantă, fundamentală. Sofuzli a absolvit matematica, nu este interesat. La un moment dat vrea să se facă astronom, apoi vrea să se facă biolog. Îl interesează la un moment dat și expediție în Nord. Deodată, ideea că ecuațiile fizici-matematice ar putea fi structurate și că ar putea să fie combinate cu investigațiile din lumea reală. Asta e prima lui temă de cercetare. Și, fără mentor, fără niciun fel de ghidaj, începe să lucreze. Nu-l ascultă nimeni. Își publică lucrarea pe cont propriu. Lucrarea e primită cu reticență și, pentru a avea parte de consacrare, o trimite în Germania. La doi ani de la momentul rezultatului inițial, lucrarea apare în jurnalul lui Krell și uh, el călătorește în Europa cu speranța că va putea să-și prezinte rezultatele într-un seminar de cercetare. Uh, dacă asta s-ar fi întâmplat astăzi, sigur îl invita cineva și mi-ar uh, fi audiat lucrarea. Uh, nu s-a întâmplat. El este entuziasmat, este, este, este bucuros de acest cadou neașteptat, este matematician de acum, are loc um, o călătorie în Europa, au loc întâlniri private, dar um, nu este genul de succes pe care cineva cu asemenea idee l-ar fi avut azi. Din fericire se întâlnește cu Klein și Klein începe să-l uh, ajute să își găsească un, uh, un cadru de cercetare mai potrivit. Uh, călătoresc împreună la Paris unde se întâlnește și cu Camille Jordan. Uh, și de aici, uh, Camille Jordan este, este un analist, are, are o teoremă foarte importantă în topologie, înainte, de, înainte, ca topologia să existe. Dar ideea asta de a, de a amesteca teoria grupurilor în studiul geometriei și de a le combina cu ecuațiile fizice matematice, de undeva din aceste conversații vine. Grupurile transformării se numesc astăzi grupul Lie. Se întoarce în Norvegia, unde cel mai bun job care putea să existe era uh, la o școală privată. Trebuie să doctorat tot în Norvegia. Și ulterior, atunci când Klein se mută de la Leipzig, uh, îl recomandă pe Lee pentru această poziție. Foarte bine, pentru că uh, Lee apucă cel puțin un, un deceniu, cât a fost sănătos, să lucreze undeva în uh, centrul lumii și a avut parte și de doctoranți și de interes și de foarte multă atenție. Un moment interesant se întâmplă însă în primăvara lui 1800, 1892, când Gaston Tarbu îi scrie că are un student extraordinar care înțelege tot. Acesta fiind Elie Cartan, un foarte tânăr Elie Cartan, Elie Cartan și era așa de important să găsești pe cineva care pricepe, încât Sofus Lee își ia o jumătate de an liber ca să se ducă la Paris să lucreze cu Cartan. Dacă ne uităm la Eli Cartan, biografia lui, vedem că are trecut doi advisori. Gaston Darbu și Sofut A lucra cu amândoi. Acum, să zicem că exagerez. Să zicem că am luat o razna și că probabil... Hai să vedem ce spune Britannica Guide to the History of Math. Până către secolul al xix hegemonia geometriei euclidiene a fost... Cum traducem în române? Has been challenged. Mm de către geometria neucliene și de către geometria proiectivă. Prima încercare notabilă de a reorganiza studiul geometriei a fost făcută de matematicianul german Felix Klein și a fost publicată la Erlangen în 1890, 1872. Bun. Deci, ce se întâmplă acum? Avem mai multe geometrii. Dar care este legătura între ele? Există vreo structură? Există vreo... E, fără construcția lui Felix Klein, nu am fi avut această organizare. Ceea ce este important este organizarea. Un gest închis care rezumă. Asta face Felix Klein. Aceasta este valoarea importantă pe care o desprinzi dacă te uiți la această istorie. Să ne înțelegem. Uh, Dan Barbilian știa toate aceste povești. Le știa pe deasupra. Știa foarte bine ce scrisă. citise la sursă tot. Și asta este viziunea care începe să se construiască. Și nu de la facultate. Dinainte. Din perioada liceului. Pentru că știți ce știa Dan Barbilian? Și avem dovezi din plin? învățase geometrie proiectivă din perioada liceului. Era un um, membru de elită al lui Felix Klein Fan Club. In his Erlanger program, Klein proposed that Euclidean and non-Euclidean geometry be regarded as special cases of projective geometry. De o întreagă construcție acolo, geometria proiectivă deține un rol suprem și celelalte survin ca și, cum se spune, ca și cazuri, ca niște cazuri particulare, ale uh, geometriei proiective. Deci, uh, la 1872, Klein scrie acest eseu. Conferința, propriu zis, nu a fost susținută niciodată. Funny. Uh, devine unul dintre cele mai influente texte de matematică scrise vreodată. Uh, cum, uh, cum suntem? Suntem bine? Întrebări? Am pregătit un dans la jumătate. Îl execut acum sau mai încolo? A, bun. Deci mai încolo. Și acum citim din uh, eseul lui Klein, dar vă propun să uh, să facem următorul joc, pe care este tema mea de la domnul profesor Marcus, care sunt sigur că ne urmărește de undeva deasupra și dacă greșesc chestia asta, dânsul se supără. Deci n-am voie să spun varietate. Cuvântul varietate este uh, s-a dovedit că alungă oamenii din sală. Ce este varietatea diferențiabilă? Este felul prin care matematicienii își reprezintă spațiul. Deci eu o să am textul corect pe uh, slides, dar când voi citi, uh, voi spune uh, reprezentare a spațiului, ca să ne putem înțelege. Așa. Deci Klein spune, nu ne vor referi aici la conceptul concret de spațiu, care pentru matematician nu este esențial. Ce încearcă să spun aici, nu suntem în cadrul filozofic al lui Immanuel Kant, nici al lui... Platon din Timaios. Noi, noi lucrăm cu o reprezentare matematică a ideii de spațiu. Așa? Și să-l privim doar ca pe o reprezentare de dimensiune, N. să zicem de dimensiune 3. Hai să, hai, să, hai, să, hai să stăm cu spațiul în care ne aflăm noi acum. Dacă păstrăm ideea obișnuită de punct, ca element al spațiului. Prin analogie cu transformările spațiului, vorbind despre transformările. Acestei reprezentări, la rândul lor și acestea formează grupuri. Asta e tare, pentru că um, vedeți dumneavoastră, una este să ai niște transformări care uh, se întâmplă așa în aleator. Nu? Și alta este să ai ceva care are o structură. Gândiți-vă la structura uh, uh, la tabelul de elemente al lume Pe vremea aceea erau vreo 80. Da? Cum ar fi fost să avem 80.000. Nu se putea face știință. Așa, în momentul în care ai un, ceva structurat, în momentul în care ai niște elemente care compun teoria, deja există o structură și poți să gândești, poți să, poți să operezi cu ele, poți să spui care sunt fundamentele. Faptul că există grupuri acolo permite geometrului să opereze cu ele. Aha. Dar nu mai este ca în cazul spațiului obișnuit, ne referim la spațiul tridimensional, nu? un grup deosebit distingându-se deasupra celorlalte prin semnificația sa. Fiecare grup e de egală importanță ca și celelalte. Ca o generalizare a geometriei se ridică astfel următoarea problemă de mai mare cuprindere. Și acum primim temă pentru acasă pentru următorii 200 de ani. Dându-se o reprezentare a spațiului și un grup de transformare ale sale să se investigeze configurațiile aparținând acelui spațiu în raport cu acele proprietăți care nu sunt alterate de transformările grupului. Altfel spus, este important să pui mâna pe acele transformări, pe acele, acele cantități care sunt invariate la acțiunile acelor grupuri. Este important să pui în evidență ce nu se schimbă atunci când transformările acționează. Aceasta este etica pe care programul de la Erlangă nu o comunică. Ori, dacă asta învățăm la școală și începem să lucrăm așa, de la nivel de liceu, și când vedem că asta este important în toți anii, nou, anii 1920 și călătorim și în România și în Germania și auzim același lucru, nu se poate ca la un moment dat această, această idee să nu treacă la cel mai înalt nivel etic și în restul lucrărilor. Este o filozofie. Filozofia avea să se dezvolte până la o poetică. Bun, acesta este unul dintre paragrafe. Aș putea să aduc mai multe din eseul lui Felix Klein, dar unul e suficient. Dacă sunt întrebări despre uh, povestea cu Felix Klein? Dacă n-am făcut treaba asta uh, bine. Da. Eu aș fi pus o întrebare, Bogdan. O întrebare pe care am avut-o constant și pe măsură ce am citit cartea. În fond, putem spune că programul de la Erlangen e un soi de translație a platonismului în matematici sau e mai mult sau mai puțin sau altceva decât atât? E o formă de platonism programul ăsta de la Erlangen? Ce întrebare, ce întrebare frumoasă și ce întrebare grea. Uh, hai să de definește puțin platonismul. Ce înseamnă platonism? Păi, în momentul în care Klein vorbește despre proprietăți care nu sunt alterate de transformări, în ce formă de corespondență pot fi aceste proprietăți, de exemplu, cu ideile platonice, mă întreb. Uh -huh. um, pentru că am, am avut tot timpul vagul sentiment că e și nu e. Adică e un soi de platonism uh, marcat de Aristotel, cumva, într-un... Uh, pentru că se păstrează, cred, și ideea asta de imanență. E un spațiu rupt de lumea sensibilă, dar în același timp nu e un uh, topos uh, noeticos, nu, nu e o lumea ideilor acolo, aș spune. Nu știu. Aici, uh, aici nu, nu, simt foarte bine lucrurile. Știu că întrebarea e un pic... Uh... Nu, întrebarea este perfectă și a... întâmplarea face că pot să răspund. Deci, <laughs> întâi de toate cu o referință. Uh, la, ai văzut care e titlul lucrării lui, Jeremy Gray? Um, Platos da, Ghost. De... Platos Ghost. Platos Ghost, da. Fantoma deci... lui Platon. Uh, hai să zicem Duhul. Duh, da. Ăsta e Duhul lui Platon. Da, Duhul lui Platon. Acum, uh, în perioada, deci uh, și acum răspunsul cât se poate de serios și bine fundamentat în istorie, în perioada transformării moderniste a matematicilor, S-au desprins două paradigme diferite. Uh, hai să zicem, una ar fi cam ca la Platon, și cealaltă cam ca la Aristotel, în următorul sens. Paradigma matematicilor pure. Statuăm niște principii, după care dezvoltăm teoria, asigurându-ne că principiile sunt minimale, necontradictorii, știi? și urmărim să. Deci, ca de exemplu, sistemul axiomatic al lui Hilbert, 20 de axiome. Construim apoi măsura, pornind de la ele, construim geometria. Acum, geometria pe care o obținem, nici nu ne mai interesează ce legătură are cu lumea reală. Este frumoasă, este acolo, ea în, în interiorul ei, gata. Paradigma numărul unu. E platonism? Deci în sensul da. pe care l-ai descris tu, da, categoric. Fără probleme. Acum, cealaltă paradigmă este paradigma matematicilor aplicate. Ce facem? Păi ne uităm întâi de toate afară realizăm niște măsurători în lumea reală și pe baza acestor măsurători, care trebuie să fie foarte exacte, așa cum fac fizicienii în laborator, producem un model. Acel model poate să fie o ecuație diferențiabilă, un model statistic, ce dorim. Depinde cu ce unelte lucrăm. Paradigma matematicilor aplicate este diferită de paradigma matematicilor pure, pure Până când ne putem imagina, nu că s-ar întâmpla asta vreodată în lumea reală, nu? ne putem imagina pe unii insultând pe ceilalți, unii spunând, dar voi nu faceți matematică, și ceilalți, ba nu, voi nu aveți nicio legătură cu lumea reală, sunteți niște izolați de univers. Deci, toate lucrurile acestea, din păcate, tranșează un, o falie filozofică între două feluri de a gândi matematicile. De aceea am insistat asupra pluralului, fundamentele matematicilor, pentru că și unii și ceilalți au dreptul să existe și fac lucruri foarte utile. Deci, răspunsul scurt este da și asta ne ajută foarte clar să localizăm ce s-a întâmplat. Programul de la Erlangen, nu se crede că uh, i-a interesat pe toți în egală măsură. Nu! Este o minoritate. Acea minoritate care lucrează cu grupurile de transformări. Dacă sunt ăștia, 10%, 5%, ei nu sunt uh, dominanți. E și cu ăștia merge barbiliana. Da, e interesant, uh, aș spune că, mă rog, din ce, din ce știu și am citit și eu, uh, grupurile astea de transformări sunt folosite masiv în fizica aplicată, grupurile BLI și așa mai departe în, uh, în, momentul de față. Pe de altă parte și, și în fizică există acum un soi de seducție Formalului, cu orice preț, nu? Uh, și chiar voci care cer o desprindere de experiment. Da? Există voci care spun: Domnule, uh, experimentul ne-a adus cam până aici, s-ar putea să nu mai putem descoperi empiric mare lucru. Uh, vezi, de exemplu, acceleratorul de la Geneva, care tot se străduiește să găsească particule superparteneri, tot de elemente care să susțină teoriile și iată că nu găsește. Sunt fizicieni, cum e Sabin Hosenfeld, de exemplu, nu care uh, denunță chestia asta și spun, domnule, matematica fără experiment e un joc gratuit și fizicienii riscă să fie seduși de frumusețe, nu? Cam așa spune ea, uh, dar să se rupă de lumea reală. Uh, cu, aș spune cumva că nu știu, trăim o, și poate că asta e o altă întrebare, trăim o ciclicitate, ne întâlnim cu dileme pe care le-a avut și Barbilian la vremea lui, sau n-au dispărut niciodată, ca să zic așa. Am, am, o, veste, am o veste proastă. Vestea proastă este că niciodată nu descoperim, nu, nu, nu rare ori putem să vedem atunci când o paradigmă de mari dimensiuni începe să acționeze în timpul nostru. Nu se vede în timp real. Dacă mi-ai pune întrebarea asta 100 de ani de acum, probabil aș putea să răspund și cu drag aș face-o. Se dar face. Hai să, hai să sunt de loc. acord. Da, și eu sunt de acord. Deci, ce se numește că toată această conversație despre programul de la Erlangă nu are loc acum, dar eu nu sunt foarte convins că lucrurile respective erau vizibile atunci, la 1930. Încă o dată, Jeremy Gray, care este un geometru și un istoric al matematicilor de înaltă clasă, Vine cu această viziune la, în 2008. Um, noi avem, deci prima monografie dedicată programului de la Erlangen se publică în 2015. Lucrurile sunt mai clare în perspectivă istorică abia acum. Nu se vedeau la fel de clar atunci. Pe de altă parte, cât de tare este acest barbilian dacă el, la 1940, compară programul de la Erlangen cu celelalte două revoluții științifice care au schimbat universul cea Copernic și cea lui Descartes. Deci, Barbian era un om de, 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 înaltă viziune istorică. De aceea, probabil, ar trebui să nu iertăm și celelalte prostii pe care le-a făcut, pentru că ar fi trebuit să știe mult mai bine. ca să fie foarte clar cu ce despre cine discutăm. Deci, răspunsul scurt este că, probabil, că în timpul vieții noastre au loc niște, niște revoluții, niște schimbări de paradigmă, niște înțelegeri, mai, niște iluminări. Dar, probabil, că nu sunt foarte clare acum. De obicei, la una de-asta masivă, de când, când, când Grisha Perelman a rezolvat uh, conjectura lui uh, mă ții, ții minte ce a zis? A zis că uh, o, o să ia doi ani și jumătate până când se va înțelege ce am spus. Asta a zis el. Asta în cazul în care, cu, cu felul cum circulă informații acum, în secolul 19 20 de ani. Ți se duce tinerețea până înțelege lumea ce ai spus. Da. Uh, mai departe? Am promis și poze, da? Vin și ele. Da, uh, nu știu cum facem, că am depășit timpul, îmi cer scuze, sunt, uh, sunt groaznic. Sunt, uh, ne oprim oricând. Ne oprim oricând. Nu, nu, mergi până la capăt. Nu niciun și poze. acum trebuie să aducem proba numărul unu, că... Uh, deci care era treaba cu poezia, că totuși ce facem noi acum sau de ce? Deci este exact acel pasaj pe care l-am citit la început. Specializări strâmte ori tehnic tehnicității opace de dinainte de Erlangen se substituie un eclectism luminat. Aici ajunsese. Nu el continuă adâncirea fiecarei teorii în parte, fără să piardă din vedere omogeneitatea și unitatea întregului. Astfel, cercetarea matematică majoră, stați jos, stați jos, acum atenție, atenție, bomba, primește o organizare și orientare învecinată cu aceea a funcțiunii poetice, care apropiind prin metafore elemente disjuncte, desfășură structura identică a universului sensibil. Opa, stați așa. Deci, cercetarea matematică majoră primește o orientare și organizare învecinate cu aceea funcțiunii poetice. Adică, funcțiunea poetică poate fi comparată cu cercetarea matematică majoră. Dar ce face funcțiunea poetică? Are o treabă cu metaforele acestea care, alăturând elemente disjuncte, te face să vezi la fel de mult ca un rezultat de cercetare. Deci poezia face la fel ca și, ca și, o teoremă care te face să vezi mai departe și metafora aceasta care alătură elemente disjuncte te face să vezi mai departe. Păi, dacă este adevărat așa ceva, de ce în acest, stai puțin, dar de ce în acest pasaj în care vorbim despre programul de la Erlangen, amestecăm în conversație poezia? Ce suntem invitați să vedem aici? Și atenție, au existat filologi de foarte mare calibru, ca Ioana M. Petrescu, Marin Mincu, care s-au plecat asupra acestui paragraf și-au analizat și-au discutat. Ce cred că a lipsit, în, a lipsit o foarte bună înțelegere a programului de la Erlangen. Lumea nu știa cu ce se, cu ce se ocupa această a, tendință de a face matematică într-un anume fel. nu? Și a, a, analiza de aici trebuie să plece, de la această confesiune. Mergem mai departe, mai citim două fraze. La fel, prin fundale axiomatică, adică exact ca la David Hilbert, sau grupare teoretică, adică exact ca la Felix Klein, matematicile asimilează doctrinele diverse și slujesc scopului ridicat. O clipă, scopul matematicilor, care este acesta? Și acum vedem Barbinian um, mergând întru totul în teritoriul matematicilor pure de a instrui de unitatea universului moral al conceptelor. Deci, acel gest care rezumă, asta caută el. Asta are treaba matematica. În acest chip, ele încetează de a mai fi o laborioasă barbarie, ci participând la desăvârșirea figurii armonioase a lumii, devin umanismul cel nou. Atenție la fraza asta cu umanismul cel nou, pe care eu cred că a folosit-o în mai multe rânduri, în într-un fel diferit. În anii 'până 29-30, umanismul era uh, discursul interdisciplinar care merge ca de la ceva umanist la ceva matematic. Mai încolo, uh, cred că a lăsat ca acest umanism despre care vorbește Barbian să capete și o tentă politică, ceea ce nu este deloc frumos. Nu trea să facă asta, amestecat lucrurile. În 1940, umanismul cel nou însemna o cu totul o altă treabă, cu care la urma urmei uh, geometria nici n-are de a face. Deci, atenție la acest pasaj, atenție și la momentul când este, când este produs. Dar ceea ce spune, dacă îl citim ca la 1929, spune exact ceea ce trebuie, și anume faptul că felul de a face cercetare matematică și felul de a um, gândi um, poezia au un teren comun. Iată te explicați aici. Um, ce facem? Dăm pauză sau cum facem? Dăm voie să, să mărturisesc Bogdan un mic uh, păcat. Uh, am fost atât de încântat uh, azi, am revăzut notele pe care mi le luasem din carte și am fost uh, sincer atât de încântat de uh, pasajul ăsta, încât azi uh, Uh, efectiv la primul profesor de matematică pe care l-am întâlnit, i-am zis, băi, știți ce faceți voi? O laborioasă barbarie, mă, când chinuiți copii. Uite, asta zice Barbilian în, în paragraful ăsta. Uh, Nu glumesc deloc. Săracul om, mă rog, l-am speriat un pic, dar uh, 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 sper că l-am și provocat să citească cartea. Uh, cum crezi eu eu am ceva întrebări încurajez pe colegi să pună și și ei întrebări. Dacă vrei să continui prezentarea, e ok, dacă vrei să facem o sesiune de întrebări să continui după aceea, iarăși e ok. Cum cum spui? Eu sunt de părere că să decizi tu. Este întâlnirea voastră Aha. și tot ce vreau să fac este să sunt la dispoziția voastră. Eu să știți că mai am material, n-am rămas fără. <laughs> nu, nu cred că te bănuia nimeni <laughs> care ai rămas fără. Uh, ok, uite, uh, pe mine, sincer, uh, m-a interesat și m-a atins și m-a sensibilizat foarte mult vibrația cărții astea, a care se simte care și o, dincolo de hai să spunem, vâna exegetică, dincolo de contribuția pe care în mod clar o aduci la exegeza lui Barbu. Mă uitam și azi pe câteva articole de prezentare la Gaudamus, unde cartea e prezentată în general la secțiunea de critică literară. Eu am simțit-o mai degrabă ca pe un eseu cu... Scris, scris cu durere de pedagog, așa, iar eu sunt foarte sensibil la subiectul ăsta al interdisciplinarității, pentru că mi se pare că, deși avem toate condițiile și toate premizele să redescoperim interdisciplinaritatea, probabil că n-am fost niciodată mai n au fost niciodată condiții mai propice ca acum, cu internetul, cu toate modurile de comunicare. Senzația mea e că, din potrivă, parcă avem tendința să ne tribalizăm, să ne închidem în bulele noastre disciplinare, parcă speriați așa de ceea ce ni s-ar putea întâmpla. Și dă-mi voie, te rog, să citesc un paragraf care mie mi-a plăcut foarte mult și care sună în felul următor, se regăsește la pagina 214. nu e așa că e admirabil un program universitar cu asemenea deschidere interdisciplinară? Întreb o aici. Oare cum ar fi studiile în drept dacă cei care l-ar urma ar beneficia de un curs de logică, incluzând și aspecte de axiomatică, ceva care să educe, să pregătească pentru bătălia cu raționamente dificile? Și oare cât de mult ar beneficia studenții de la istorie sau de la filozofie dacă ar trece prin experiența textelor fundamentale ale geometriei, cele care au trasat vreme de secole, istoria celor mai mari neînțelege, dar și a celor mai surprinzătoare iluminări. De asemenea, ar fi important ca matematicienii să cunoască istorie, să aibă partea de expunere la o prezentare lipsită de ideologizare a faptelor esențiale ale trecutului. Perspectiva e tentantă din punct de vedere cultural. Uh, cumva, uh, Bogdan, acest nou umanism și perspectivă, mă rog, nou la momentul acela, și azi se vorbește de noi umanisme, o perspectivă interesantă vine din punctul meu de vedere dinspre biologie și dinspre filozofia biologiei și dinspre etologie, de exemplu. Ce, ce crezi, nu știu, cum crezi că în principiu putem învia aceste două impulsuri care pentru mine sunt inseparabile de pedagogia de calitate. Pe de o parte, uh, spiritul acesta interdisciplinar, uh, iar pe de altă parte, curiozitatea asta uh, neliniștită care pare să l fie animat pe Barbilian toată viața. În fond, tu, tu sugerezi cumva, Inclusiv faptul că el și-a compromis cumva o carieră de, de matematician la un nivel foarte înalt, refuzând cumva să urmeze strict un singur fir, sau cel puțin eu asta am înțeles. Că a exista la el o oscilație între interese, discipline și așa mai departe. Uh, nu știu, acum nu vreau să întreb ca ce, nu ce e de făcut, dar ce e de făcut? Cum, cum pompăm puțină slănină în găină, puțină viață în sistemul ăsta inert al nostru? Um, întâi de toate ai pus aici trei întrebări, una mai importantă decât cealaltă. Eu știu nu știu... știam zi, când azi... primesc cuvântul și <laughs> am profitat. Da. Um, <laughs> um, povestea cu... Deci, în primul rând că nu... Nimeni de aici nu poate să-l judece pe barbilian. Deci era atât de inteligent și atât de, de, de atât de incredibil încât uh, nu mi-aș îngădui să-i judec opțiunile de a de, la ce se gândea și cum a construit. Adică uh, avem atât de puțini în cultura română care să fi construit domenii întregi așa cum el a construit încât uh, aș putea să zic așa, să-l critique numai cine la nivelul acela. Dar ce frumos ar fi fost, și acum intrăm pe teritoriul bazelor cu zâne, dacă cele patru lucrări pe care le-a scris atunci când era bolnav, în ultimii ani de viață, a scris încă patru lucrări, ca între 1958 și august 1961, ce frumos ar fi fost dacă le-ar fi scris după 1934? Ori ce s-a întâmplat? În 1934 s-a dus la Congresul de la Praga, a prezentat construcția spațiilor barbilian, se numeau metrici apoloniene, lucrarea a apărut în, în Cehia. După care a început să se gândească la algebră. Acum, teoria ar fi fost scrisă. Undeva în 1938 exista planul unei lucrări scrise împreună cu Wilhelm Blaschke. Dacă ar fi existat aia, ce tare ar fi fost. De ce? Pentru că Blaschke după 1923 devine superstar. A scris un tratat în două volume de geometrie diferențială, care a fost în vreme de cel puțin trei decenii referența numărul 1. Și în, în acel tratat apare prima oară numele de suprafață Țiței nu? Blaschel a uh, consacrat pe la cel mai înalt nivel. Ori uh, ce frumos ar fi fost dacă în uh, 1934 Barbier ar fi zis gata, uh, hold on your horses, hai să scriem ce trebuie scris, nu? Dar n-a făcut asta. Ci a plecat spre alte uh, uh, reflexii, a urmat și, și a scris acele note. Dar. Când au început bombardamentele în București, în 1943, s-a retras la țară undeva și scrie că și-a pierdut notele. Deci, o teorie întreagă pe care în anii 50 a trebuit să o refacă. Și o refac. a refăcut-o. De refăcut deci, acum noi o avem. Teoria există. Dar când a apărut Dumnezeu, l-a apărut înaintea morții? Deci, teoria spațiilor Barbilian, care este peste suta de pagini de matematică originală, este absolut superbă, e gigantică. Și apropo, asta este una dintre marile aventuri intelectuale la care am uh, dat curs. Construcția celor două articole de, de, de algebră din 40 publicate la Hamburg sunt într-un alt capitol, într-un alt teritoriu și sunt într o altă perioadă a vieții lui. Și ceea ce am spus este că poemele din joc secund vin la pachet cu ăstea gândite inițial în uh, perioada când preda fundamentele matematicilor, adică începând cu 1929, toate s-au întâmplat cam în același timp, și filozofia din zona Erlangen este asociată cu bucata aceasta de geometrie. Da. Primul aspect. Al doilea aspect, mai e și chestiunea asta cu. Revin la, 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 la prima întrebare. Povestea cu interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea. Este și mă, mă gândesc dacă nu aici vine întrebarea domnului profesor Solomon Marcus, care mi-a dat următoarea temă. Să nu cumva să omit de a vorbi despre era, uh, dimensiunea umanistă a matematicilor. Și a, acum, de exemplu, aș avea chef să vă întreb uh, încă o dată, domnule profesor, la ce vă referați anume specific? Deci, despre ce, de ce era vorba? Cred că, cred că e vorba despre următorul lucru. În matematică avem foarte multe povești, așa cum este aceasta. Ele sunt menite să motiveze și să inspire. Ele sunt menite să ne ajute să înflorim, ele sunt menite să ne ajute să continuăm lucrurile la care reflectăm acum. Asta este dimensiunea umanistă a matematicilor. Nu că sunt povești motivaționale, sunt idei de mare substanță care au adus ceva nou, diferit, o voce aparte și ceva uh, pe care se poate construi. Asta e partea care ne interesează cel mai mult. În fond, trăznarea aceasta de volum, joc secund, nu arată ca poemele Luminea lui Blaga, nu arată ca poezia lui Arghezii. Oh, niciun caz. Uh, nu arată ca ce făcea Bacovia. Este foarte diferită. Pe noi ne interesează să vedem toate aceste lucruri, să vedem în ce constă diferența și să vedem care le sunt sursele. De unde până unde au venit? De ce ne interesează asta? Avem o treabă aici, construim, mergem mai departe. Se întâmplă, este un anumit tip de discurs, este poezia care se scrie în limba română, e literatura care se scrie în limba română, e estetica, filozofia. toate lucrurile acestea sunt, sunt legate. Dacă umitem una singură sau dacă, Doamne ferește, nu pricepem ce a spus cineva înțelept de acum 100 de ani, atunci nu se cheamă că suntem, vă rog să mă scuzați, 23 de milioane de fraieri? Nu. Deci noi trebuie să ne facem tema și să încercăm să înțelegem. Acum, unde am putea să arătăm? Dacă, la un moment dat, nu doar că deformăm, dar atribuim lucruri care... Nu erau în sfera inițială, și vedem ceva care vine din, dintr-o zonă ideologizată de azi. E foarte important să lăsăm la o parte, în măsura în care putem, în măsura în care avem înțelepciunea asta, orice tentativă ideologică de azi. Dăm la o parte tot și încercăm să facem o reconstruire de factură istorică. Și acum vin la cealaltă chestiune pe care ai ridicat-o tu. Critică literară. Dumnezeule, nu. Vă rog frumos, iertați-mă de această bănuială. Deci aceasta este o investigație de istorie ideilor. Vrem să vedem de unde vin aceste lucruri și să încercăm, fără mânie și părtinire, să vedem ce s-a întâmplat. Deci a nu se înțelege că îl apărăm pe Gheorghe Țițeica sau că îl apărăm pe Felix Clan sau pe Dan Barbilian. Nu asta este problema. Noi trebuie să înțelegem exact, în contextul de idei de atunci, cum s-a realizat o anumită construcție. Or, asta este istoria ideilor. Nu este nici istorie literară, nu este nici critică literară, în niciun caz. Pe de altă parte, dacă, dacă la Gaudamus, înțeleg că se vinde foarte tare critica literară, dacă asta ajută vinderea cărții, sigur că da. dați înainte. Dar nu știu, critica literară se vinde? N-aș paria că e coadă la da. secțiunile de critică. Nici eu, dar nu zic mai mult că cine știe, ne alegem cum proces. Da, deci nu. Lăsând gluma deoparte, clasificările astea sunt pasagere. Ceea ce trebuie să facem noi este, este, este această, această încercare de a, de, a, de a împinge lucrurile mai departe și de a uh, face acest efort uh, interdisciplinar pentru care, din partea dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult. Asta e mare valoare. Um, stau și mă gândesc că, că, mă rog, cei care au citit deja cartea sau care o vor citi în urma discuției din seara asta. Probabil că vor fi sensibili la fel ca și mine de cât uh, patos, cât uh, suflet e în cartea asta, ea se simte, el se simte în, în fiecare rând. Uh, Pui la un moment dat așa, ceea ce Hilbert căuta în matematice E dificultatea și învingerea ei, cred că este un uh, citat din Barbilian, citat. Da, e dificultatea și învingerea ei pentru a crea în trânsul acea beție specială, castă și înlănțuitoare în, ca un opium, starea de geometrie. Acum, sigur, pentru cei care au citit cartea lui Andrei Oșteanu despre narcotice în literatura română, nu e chiar o surpriză trimiterea la opiu pe care o face Dan Barbilian. Însă, dincolo de asta, mă gândesc uneori cu, cu, cu groază așa că am reușit să îndepărtăm de foarte multe ori elevii de starea asta arzătoare, de starea, și de starea de geometrie și de starea de literatură, sub presiunea, știu eu, poate examenelor acestora ultra tipizate și a... Um, hai să spunem șabloanelor acela, acelea care trebuie învățate pentru a obține tot punctajul aș putea să jur că în continuare vorbim despre uh, Luceafărul Întors, a lui Bra Barbu și despre toți proprii ăștia care probabil au uh, niște, niște justificări însă tot eu te-aș întreba, Bogdan um, sigur, tu ești profesor universitar relația cu studenții e oricât ne-am dorit poate uneori să fie altfel, e ceva mai formală. În schimb, la, la liceu, la gimnaziu, sunt întâlniri cu copii mai. Sunt, sunt, copii, în primul rând, sunt în formare și eu mă întreb de o viață, aș putea să spun, cum, cum facem să. cum facem să, 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 trimitem cumva, să transmitem cumva toată căldura și toată zbaterea asta. Tot din cartea ta am aflat un episod extraordinar, pe care nu -l știam, l-am discutat și cu elevii mei. Faptul că în martie 1918, nu, într-un București aflat sub ocupație germană, statul major german, dacă am înțeles bine, organizează pentru militarii germani da, o întâlnire cu David Hilbert. Care prezintă nu, idei de, de, geometrie, idei de fizică relativistă, dacă mi-am bine. Uh, și atunci vin și eu și întreb așa, ca bat Ion scărpinându-mă în cap, da, cu ce, ca, ca să ironizești, să parafrazez un pic în același timp, ce ne ajută, până la urmă, pe noi în viață să știm matematicele astea? De ce ar trebui să ne bate în capul cu relativitatea, cu spațiile barbilian, cu interdisciplinaritatea? în fond um, și mărturisesc că sper o pledoarie, la o pledoarie de la tine pentru nu știu, până la urmă pentru jocul ăsta secund, nu? Pe care îl uh, predică și barbă um, vor... Știi, întâi, întâi deodată îți mulțumesc pentru bănuiala de a crede că există vreo relație formală în munca mea cu studenții deci, nu este... Nu, 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 nu. nu. Deci, când a, 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 a început pandemia, aveam în birou o capacitate de șapte scaune și era un breakfast station. Și în martie 2020 noi elaboram, deci gândam mai grupul de șase oameni, era o lucrare de analiză matematică pe care o scriau mai mulți studenți mei, eu spunându-le cum să facem și ce să facem și au fost situații în care rugam frumos să plece din birou ca să pot să plec la curs. Uh, ei ne fiind studenții mei de la curs, ei fiind studenții dintr-un grup de cercetare. Nu, nu, a nu se imaginea că relația cu studenții este cea care era pe vremea domnului profesor Țițeica. Lucrurile s-au schimbat într-o câtva. Uh, și eu cred că e bine așa. Asta odată. După aia, povestea cu examenele. Uh, nu sunt de acord absolut deloc cu structura actuală a examenelor. Deci, uh, nu am avut nicio problemă cu Bine, nu mi-a plăcut stresul cu treapta întâi, treapta a doua, cum a fost pe vremea noastră și am, am bănuială că suntem din aceeași generație. Nu, nu, era, nu, era, un model splendid. Deci nu-mi nu plac examenele de azi. Nu-mi plac pentru că, pentru că testează ceva care nu are legătură cu ceea ce optează ulterior elevii să facă. Și în continuare mă uit felul cum se testează la bacalaurea literatura, în condițiile în care unii dintre cei mai buni dintre elevii de astăzi urmează facultatea într-o altă cultură, se duc călătoresc în toată Europa și există această nepotriveală între felul cum este gândit bacalaureatul și carierele pe care ulterior elevii și studenții le au. Nu este bine gândit. Nu, este, nu, nu treaba, treaba e foarte rău făcută. Părerea mea. Deci, părerea mea de la 10.000 de km distanță, eu aș face lucrurile cu totul altfel. Și îmi pare foarte rău că e atât de mult stres și atât de mult zgomot pentru ceva ce va fi uitat. Asta odată. Povestea cu relația cu elevii. Sunt grupe de vârstă diferite și sunt tehnici, este, este o întreagă psihologie diferită. Psihologia adolescenței este diferită decât cea a studenților de la, de la facultate. Este munca grea, munca grea o fac cei care predau adolescenților. Asta este cea mai grea muncă posibil. Deci vă mărturisesc că nu am predat niciodată la liceu. Deci le-am făcut pe toate în viață, dar asta n-am făcut. Și Dar știu foarte bine, deci cât am, 12 ani de când am un cer de matematică, în care lucrez cu liceeni, dar sunt privilegiat, adică ăștia 20-30 care vin într-o sală de, de cer de matematică, nu sunt o clasă reală, noi, sunt, pentru că vin singuri. Cer singuri părinților să vină să facă probleme din Gazeta Matematică de la București. Ca asta facem noi în California. Deci sunt, sunt, sunt cei mai buni dintre cei buni. Dar nu se pune. N-am nicio experiență. Experiența au cei care lucrează cu adolescenți. Cu asta este o muncă extraordinar de grea. Și felul cum comunici cu ei, cum îi motivezi, cum, îi, cum le comunici informația în contextul în care iau problemele specifice vârstei, asta este o chestie foarte grea. Ok. Uh, deci, uh, întrebarea a fost la ce sunt bune matematicile. Am să dau cel puțin două exemple care pot să ne doară azi. Uh, nu știu, am văzut o fel de, de, de răspunsuri diferite în povestea cu pandemia. Ce bine ar fi fost dacă ar fi existat o mai bună înțelegere a unor date statistice și a unor modele statistice undeva accesibile publicului larg. Probabil că anumite măsuri politice s-ar fi luat altfel și probabil că anumite măsuri politice ar fi fost mai bine înțelese dacă ar fi existat o abilitate cantitativă a populațiilor din mai multe locuri ale lumii um, și dacă ar fi existat o mai bună înțelegere a matematicii și a acestor modele. Îmi pare rău că spun asta, dar nu cred că a fost um, chiar așa. Apoi, um, matematica. Um, Probabil una dintre cele mai interesante lucrări și utile de, de vreodată este, este Principia Matematică al lui Newton, publicată la 1691. Acolo citim, între multe altele, că, pe baza. Deci, ce, ce a derivat Newton? Că, din legea lui Kepler, rezultă că toate corpurile cerești se mișcă în sistemul solar pe baza unor. Sunt, demonstrează întâi de că sunt mișcări planare și apoi că sunt conice. da. Astfel, corpurile cerești se mișcă pe niște traiectorii previzibile, iar mișcarea lor celestă nu are absolut nimic de a face cu destinele unor gâze de aici de jos. Deci, cumva, corolar la munca lui Newton este că astrologia este un banc. Dar cât de multe recursuri la zodiac vedem în ziua de astăzi? cât de mulți astrologi calificați și care studiază și care nu par a fi studența lui Isaac Newton în un fel sau într-altul. Deci, ce fel de silogisme domină lumea de azi? Deci, se întâmplă să, se să am conversații cu oameni care chiar au o oarecare cultură și mă întreb, atunci ce zodi ești? <hărătă -s> ești balanță? Uh, și spun, ce are una cu alta? Sunt aspecte independente ale unui univers sensibil. Hai să le dejungem atunci când avem conversații. Uh, deci astrologia este nulă răspuns, și de fapt pierdută, da. Un răspuns tipic pentru o balanță, aș spune, da. <laughs> yeah, don't get me there. Deci, uh, dar uh, povestea asta cu, uh, hai să fim buni cetățeni. Dar ce înseamnă să fii un bun cetățean? Care este cadrul de drepturi și îndatoriri pe care le avem? De ce avem nevoie de, de, de niște principii fundamentale? Nu sunt aceste principii fundamentale ceva ce pot fi antrenate? Cum antrenăm silogismul la oameni? Să ne întoarcem iarăși în sala de clasă. Deci avem structurile logico-formale, sunt disponibile la marea majoritate a clienților noștri. La fete între 10 și 12 ani și la băieți între 11 și 13 ani. A fost un studiu statistic la începutul anilor 70, desfășurat în Elveția. Bun. Deci, dacă stabilim chestia asta, înseamnă că putem să antrenăm structurile logice formale după ce toată lumea a primit 13 ani. Excelent. Hai să facem demonstrații de geometrie în clasa 7. -a. Geometria este cel mai simplu loc. A, ah, bun, nu nu, nu, nu nu vă place geometria, nu vă plac triunghiurile, nicio problemă. Hai să jucăm board games. Hai să nu mai logică să se întâmple cumva. Hai să antrenăm logica. Dacă ai antrenată logica, dacă ai antrenate structurile logico-formale, în orice fel doriți, inclusiv cu teoria probabilităților sau cu uh, orice. Uh, care este o teorie, nu? Ei bine, uh, vom avea niște cetățeni care pot gândi și care pot fi mințiți mai greu. Asta ar fi ideal. Uh, Zic bine, deci care este marele beneficiu al matematicilor? Este ăsta. Marele beneficiu nu sunt acele triunghiuri, ci logica pe care demonstrațiile sunt zidite. Da. Um, am o întrebare de la doamna Nela Mateș, um, care întreabă așa. Credeți că ar fi corectă analogia cu frumoasa și bestia în cazul limbii române și a matematicii? Presupun că, presupun că bestia e matematica în, în povestea asta. Ceea ce mi amintește -am că la un moment dat cred că chiar fericit Augustin spunea pe undeva că e venită de la diavol matematica, ca <laughs> să spunem așa dincolo de glumă, Bogdan, cam asta e percepția. Cred că orice profesor de limba română sau de științe socio-umane a primit cel puțin o dată în viață întâmpinarea asta. Da, vouă vă convine, voi puteți discuta, teoretiza, puteți problematiza, dar ea să fi predat voi matematică. De ce a ajuns? De ce e până la urmă matematica percepută așa ca un soi de sperietoare de către elevi și de ce e percepută ca un domeniu impermeabil la, la discuție și la problematizare? Eu personal nu cred asta, dar e o percepție destul de răspândită și mă gândesc că trebuie să existe un motiv pe undeva. Am să spun, întâmplarea face că știu de ce. Deci, da, hai, hai, să, hai să rămânem prieteni și după ce îți răspund, da? De mine da. este François Viet? Deci, cine a venit cu ideea ca variabilele să fie notate cu litere? François Viet a venit cu acel formalism. Știi ce rău a fost primit în epocă. Deci a avut parte, deci gândește de primul care a început cu A plus B totul la pătrat, A plus B totul la cub, gândește de câte a încasat din partea contemporanilor, care l-au numit în toate felurile posibile. Dar, grație acelui formalism, a fost posibil ulterior dezvoltarea geometriei analitice și discursul uh, uh, despre metodă a fost posibil. Asta s-a întâmplat mai târziu. Întrebarea este, ce s-a întâmplat de fapt atunci, în, către finalul secolului al XVI-lea? S-a schimbat limbajul matematicii. Limbajul matematicii a devenit abstract. Bun. Asta înseamnă că noi astăzi, când predăm matematică, trebuie să ne punem foarte atent întrebarea... Cum uh, rezolvăm uh, transmiterea acestui formalism algebric astfel încât el să nu respingă? Ăsta este momentul cheie. Deci, momentul cheie este când uh, explicăm acea algebră elementară, că toate celelalte chestii care se construiesc ulterior, adică combinatorica, teoria numerelor, geometria, planare și în spațiu, toate astea au nevoie de uh, arsenalul algebric. Uh, adică, exact bucățica aceea care a făcută excelent în colecția lui Geba cea din anii cât, 61 sau acel bestseller care ce făcea? Diseca contribuția lui François Viet ca pentru înțelesul întregului popor. E, partea asta nu se face foarte bine și dacă încerci să predai bucățica asta cu deasila, reacția de respingere este imediată. Acesta este răspunsul. Deci te uiți la istoria ideilor. Când anume a început să se calculeze algebric? Știm când, istoric o generație înainte de Descartes. Acum laboria sau Barbarie. Uh, inevitabil noi avem aici uh, avem uh, avem dosarul KGB al lui uh, Barbidian. Da? Și uh, la un moment dat avem uh, sunt niște calcule acolo, vă rog să mă credeți că sunt m-am verificat câteva, dar sunt, unele sunt absolut infernale. După care deci se apucă și face un calcul infernal după care spune probabil că trebuie să existe și o idee, dar mă ajunge direct la concluzia. N-am văzut-o eu. Deci el uh, urăște la sa barbarie, urăște calcule, dar iese la liman. Deci este, nimeni, nimeni nu adoră calculele. Ceva de genul, mi-aș mi dori să calculez. Și cu toate acestea au existat inteligențe în decursul istoriei care adorau să calculeze. Inclusiv Leonard Euler, despre care Oene Botema spune, el nu era geometru, era doar o minte interesată să calculeze. Asta este, mi se pare, că o are dreptate. Dar sunt oameni care adoră să calculeze. Adoră cele 14, calcule, 14, pagini de calcul. Mai mult încă, Wheeler era de un calibru și a pierdut vederea și continua să calculeze exact. Ok? Um, Barbidian este de, de cu totul altă natură. El încearcă să evite calculele și le evită foarte inteligent. Schimbă repelul și au un anumit tip de coordonate. Găsește un truc care să facă viața mai suportabilă. E, întrebare. Dar noi învățăm asta atunci când predăm matematică. Le spunem elevilor, hai să te învăți un truc care să va face calculul acesta să dispară. Hai să învățăm trucuri. Hai să învățăm maniere de a eluda laborioasa barbarie. Și da, mă gândesc de a Trimite, transmite mai departe elevilor ideea asta care mi se pare fundamentală: că până la urmă, laborioasa barbarie e, hai să spunem, un. e mai degrabă o schelă, e mai degrabă un șafodaj da. care să te ajute să, să ajungi la lucruri mai substanțiale și nu un scop în sine. Pentru că de foarte multe ori asta e senzația, că e un scop în sine și că trebuie făcute, pentru că trebuie făcute și că asta e pur și simplu, asta e pur și simplu matematica. Exact, adică oroarea, oroarea constă în ceva de genul, pune mâna și învață împărțirea cu polinome că ți se dă la dreapta întâi. Asta este o oroare. Um, da, dacă, dacă, îmi permit să, să fac și o mărturisire personală, um, am fost întrebat de câteva ori în diferite contexte, uneori de elevii mei, dacă regret, hai să spunem ceva din școală, ceva ce aș fi vrut să fac și n-am făcut, adevărul e că unul din lucrurile pe care le regret cu adevărat e, e faptul că, că nu știu matematică, sau în orice caz nu la nivelul pe care mi l-aș fi dorit. Pentru că nici nu am înțeles la momentul respectiv de ce ar fi importantă. Dar mai târziu, încercând să. să îmi duc interesele epistemice în diferite direcții, am, am simțit efectiv pe pielea mea ce înseamnă să nu ai acces la, la aparatul matematic. Ce înseamnă să citești, de exemplu, o idee științifică pur și simplu popularizată, bine, poate. Dar ce ar însemna să, să ai acces la ea transpusă în limbajul original, în limbajul matematic? Dar exact cum spui, dacă. Ne-am prinde la timp de anumite lucruri ar fi, ar fi frumos. Uh, N-am făcut o parțial evident că e, e vina mea. Parțial mă gândesc că e vina poate și profesorilor care uh, trăiesc de multe ori din această laborioasă barbarie și confundă cu ea, cu ea matematica. Uh, e multă frumusețe și în matematică și în fizică, și uh, apropo de ideea că N-am putea folosi, uh, știu eu, uh, metode interrogative și de dezbatere și de problematizare la matematică. Uh, mă gândesc numai la una din cărțile care mie, mă rog, pe mine m-a foarte mult pedagogic, la uh, cartea lui Ron Richard despre rutinele de, de gândire. E, mă rog, un titlu cunoscut între pedagogi. Uh, și exemplele acolo de cum creăm gândire, rutina de gândire critică și de dezbatere în clasă sunt, cred, în proporție de 90% venite dinspre matematici, nu dinspre disciplinele umaniste. Uh, am o întrebare și de la Alexandru Duma, uh, care întreabă așa. Poate deveni folosirea metodei axiomatice în geometria din școală o laborioasă barbarie, deducând abstract numeroase rezultate de fapt intuitive? Profesorul Dan Brunzei scria că, citez, în liceu nu se învață geometria pe baza unor axiome, ci se asimilează metoda axiomatică pe baza studiului geometriei. Deci, întrebarea e dacă poate deveni folosirea metodei axiomatice în geometria din școală o asemenea barbarie, pentru că okay. se deduce abstract, se deduc abstract rezultate care, de fapt, ar fi intuitiv. Bun, um... O să răspundem imediat la toată chestia asta. Vreau să spun că îmi place, îmi place foarte mult ironia din prima parte a întrebării. Adică, hai să-i măcelărim pe elevi cu uh, metoda axiomatică atunci când... Bun, s-a renunțat la metoda axiomatică la liceu. Uh, și am avut, uh, am avut o conversație despre asta cu regretatul profesor Laurențiu Panaitopol și uh, în care, bineînțeles că uh, era o conversație pe coridorul Facultății de Matematică prin 2007. Și eu realmente mă jeluiam, așa cum vă așteptați probabil, vai ce s-a întâmplat, ce nenorocie și, uh, și Laurențiu Panaitopol, care oricum avea o viziune mult mai profundă decât orice aș putea spune eu vreodată, a spus, nu zice, ce este important este să se, să se păstreze structurile logice și să se păstreze informația utilă din ce se făcea înainte. Pentru teoria axiomatice avem unde? La facultate, dacă cineva vrea să studieze fundamentele geometriei. Acum, să știți că uh, s-a încercat să se predea David Hilbert teoria uh, din Grundlagen la liceu. Uh, s-a întâmplat în anii 20. Uh, îmi imaginez că va fi fost un dezastru masiv de vreme ce George Birkhoff a fost motivat la sfârșitul anilor uh, 20, a venit cu un alt model de geometrie axiomatică care avea doar patru postulate. Treaba a fost atât de senzațională în epocă încât lucrarea a apărut în Annals of Mathematics. Um, acum, uh, Birkhoff, um, nu este ceva care se poate preda ușor nici ăla. Dar problema cum să predăm mai ușor metoda axiomatică la liceu vă asigur că există de la 1902 încoace. Există foarte multe tentative. Deci a fost un moment, perioada anilor 50-60, a fost un moment în care s-a experimentat foarte mult cu asta. Și manualul lui Edwin Moise, care a fost sursa de inspirație a manualului românesc de la finele 70, Ăla a fost o, un mare succes. Ce ar trebui făcut? Nu știu ce ar trebui făcut. Dumneavoastră știți ce ar trebui făcut, pentru că veniți din clasă. Eu vin cu teorie abstractă de la 10.000 km distanță. Nu. Dumneavoastră știți. Ce este util este în chestia asta. Acum, partea a doua a întrebării, dacă îmi dați voie, totuși, pot să iau un punct? Să iau un punct la notă? Pentru partea a doua întrebări îi spune, deducând abstract numeroase rezultate de fapt intuitive. Ha, așa, bun. Hai să vedem cum este cu intuiția asta. Fără a recurge la chestia, uh, chestii. Hai să ne întoarcem la sistemul axiomatic al lui Euclid, cartea întâi, propoziția întâi. Deci să dau cele cinci postulate, cele cinci axiome, a făcut construcția, a dat primele definiții, după care zice așa, propoziția întâi, să se construiască un triunghi echilateral. Puh! Hai să vedem. Se dă un segment și acum, cu, păstrând punctul A fix, construim un cerc. După care, construim, păstrând punctul B fix, construim un cerc. Pe unde se întâlnesc cele două cercuri aici, gata. Ăsta este triunghiul echilateral, am construit, gata. Bun. Bun, e adevărat. Și iată care este problema. De unde știm noi că această intersecție a celor două cercuri există? Răspuns. Cum spune aici fraza, deducând fapte intuitive? Păi intuiția îmi spune că există. Uite-l băie, este acolo. Da? Dar dacă ne aflăm într-un plan în care coordonatele sunt doar raționale, este produsul cartezian între... Deci se cheamă Q, produs cartezian cu Q. Admitem în acel plan doar coordonate raționale. Este planul rațional. La ce ne trebuie asta? Păi când, de exemplu, studiem ecuații diofantice, putem să găsim interpretări în planul Q cross Q. E, în acel plan, dacă ne-am ne -am uitat la coordonate, să zicem că ăsta este la 0, 0, ăsta este la 1, 0, păi înălțimea într-un triunghi echilateral este radical din 3 supra 2, ceea ce încheie conversația, pentru că ă, acel punct de intersecție vine în afara planului rațional. Altfel spus, intersecția ceea care aparent ar exista, de fapt, nu există. Demonstrația aia din Euclid este o mare gaură de natură logică. Vă rog să mă iertați că v-am stricat plăcerea de a vă rezema pe intuiție. Nu merge. Avem nevoie de demonstrații solide. De fapt, ce, ce am menționat acum a fost una dintre chestiunile care l-au iritat pe David Hilbert în 1891, când a trebuit să predea așa ceva. Scuze, mă da. dar nu mă pot abține. Pun și eu o întrebare de profesor de filozofie slab la matematică, după cum a declarat mai devreme. Deci, dacă eu, de exemplu, construiesc, construiesc o structură metalică în formă de triunghi echilateral, nu pot sta în vârful ei pentru că nu există vârful, nu? Sau? Uh, unde o construiești? În, uh, în spațiul, în în spațiul tridimensional? Da, acolo este în regulă, acolo există deoarece. Uh dreapta este continuă, dar dacă te afli într-un spațiu în care... Deci, vrem, vorbim o demonstrație în orice spațiu. Ok. Deci, construcția aceea ține în planul cartezian, trebuie să dai niște postulate, trebuie să întărești puțin. Dar pe baza postulatelor lui Euclid, alea 5 pe care le-a dat, noi nu avem asta. Să primească o medalie în postumitate Moritz Paș și Giovanni Peano, care au fost primii doi care au ridicat un semn de întrebare asupra acestor demonstrații anii 1870, înainte, de deci și au fost precursorii acelei transformări moderniste. Cam în același timp cu Felix Klein. Deci problema e, problema e, serioasă. Ai o carte pe masă timp de 2000 de ani și nimeni nu este absolut deloc deranjat de ea. Ne referim la elementele lui Euclid. Deodată, la un moment dat, la, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, apar o felul de matematicieni iritați care ridică semne în întrebare asupra unor demonstrații și găsesc trei semne mari de întrebare în Elementele lui Euclid. Suficient de mult că să stârnească o întreagă revoluție. Așa a început toată povestea, de fapt. De la critica lui Euclid. Deci, dacă tu lucrezi cu structura metalică în spațiu tridimensional, unde, într-adevăr, ai axioma riglei și uh, ești într-o corespondență biunivocă cu axa reală, uh, te asigură că acel punct de intersecție există. Dar să nu ne imaginăm că există în toate spațiile. Și a zis, bine, axioma Rigley, pentru că aia nu există în Q cross Q. Adică nu ține, de adevărat. Ok. Așa, apoi restul, partea a doua întrebării. Ce spunea Adam Brânzei? Nu cunosc pasajul ăsta din um, um, scrierea domnului profesor Brânzei. în liceu nu se învață geometria pe baza unor axiome, ci se asimilează metoda axiomatică pe baza studiului geometriei. Um, Dar nu este ăsta scopul, să se asimileze metoda axiomatică pe baza studiului geometriei. Adică n-ar fi deloc rău dacă s-ar face asta. Nu știu. Da, cred, um, că, cred că acest citat era o replică la acel manual din anii 70 când chiar se folosea metoda axiomatică. Am văzut că lăudați acolo în carte. Spre am făcut asta adevărat. Am, am, am lăudat metoda axiomatică adevărat, recunosc. Cred că da. era mai degrabă o recomandare, dacă înțeleg eu bine spiritul celor spuse de domnul Brânzei. Era mai degrabă o recomandare ca lucrurile să se întâmple așa, nu, nu, o constatare. Nu știu, zic <laughs> și eu. Da, da, cred că asta era sensul. Da, da. Apropo, regretatul profesor Dan Brânzei, nu putem, dacă tot ați adus în discuție, a fost o mare personalitate, un educator și un S-a întâmplat să-l cunosc prima oară în contextul Olimpiadelor, Eu eram elev și el era în Comisia Centrală. L-am citit cu mare plăcere, am, cred că am citit cel puțin două cărți ale lui. Nu mai este printre noi de mult, dar merită un omagiu. În regulă. Um... Dacă mai sunt întrebări, intervenții, dacă tu, Bogdan, vrei să ne mai prezinți ceva? înțeleg că nu să ieși la capăt cu prezentarea. Da. N-aș și în timp de coarda, mai mult decât uh, să <laughs> poate să ne în și uh, oamenii obosesc. am, uh, Avem aici o oră și jumătate. Eu, nu vă dați seama în ce ați Eu sunt gata să vorbesc 10 ore. <laughs> da. Uh... Nu știu, eu eu o ascult cu eu nu ascult cu mare plăcere și cu mult interes, uh, pentru că realmente, o să mai spun o dată, intervenția și cartea ta mi se par uh, absolut inedite în peisajul intelectual de la noi. Și de ce nu eu sper din suflet ca uh, volumul ăsta să fie cumva un uh, semnal o mână întinsă așa, a, a întins câte o mână către ambele tabere și sper să nu mai fim tabere la un moment dat. Mi-am dat seama că aveam un, aveam un bias, aveam o, aveam o problemă fără să. Azi am avut revelația asta. Am popularizat evenimentul ca fiind unul dedicat profesorilor și, mă rog, elevilor, ca de fiecare dată am invitat și elevi și, și studenți. Dar mi-am dat seama la un moment dat că am invitat în special profesorii de limba română. După aia mi-am dat seama că profesorii de matematică ar fi fost la fel de bine veniți. Nu știu de ce am ținut cu echipa umanistă, mă rog, bănuiesc eu așa un pic, dar cumva, mi-am dat seama că și eu, și eu sunt victima felului ăsta, parcelat așa, și de a, de a gândi. Cu matematicienii îți promit eu că îi prind altă dată. și acolo începem altfel. Începem cu să dăm un domeniu, un plan și punem o metrică în felul următor. Asta este o altă conversație. Discutăm altfel. Uh, uh. voie să te întreb direct. Cât da. de greu e uh, unii dintre prietenii mei cărora le-am mărturisit reg regretul ăsta, care e, e realmente un regret genuin și profund, dar nu uh, știi matematică uh, suficientă. Am primit și sugestia asta. Păi, punem mâna și învață. Cât de, cât de greu e să înveți matematică, de fapt? Cam cât timp ar trebui să aloci dacă ești un adult care vrea să înceapă acum lucrurile? Cât-ți ar trebui să, să înveți? Stai puțin, stai puțin, stai puțin. Cum adică matematică? Pentru că matematica deja este. Um... Îmi dai voie să răspund la această întrebare folosind exact... Stai puțin. Um, să ajung unde trebuie uh, și cu permisiunea ta și uh, da din nou share screen. Deci aceasta este matematica. Uh, matematica este compusă din aceste domenii pe care le vedem aici. Ce facem noi acum... Este 00, adică este General and overarching Topics, adică avem o discuție pentru publicul general. Acum, de care matematică vrem să învățăm? Real functions? Asta este analiza ah. reală. Deci, Consideră că n-am întrebat? -am întrebat. Domnul profesor <laughs> Solomon Marcus este aici. Pentru eternitate este 26. Acum, religia mea este 53, dar am migrat în mai multe rânduri la 51. Acum, vă cer permisiunea ca să ne uităm împreună la 51 să vedem ce Dumnezeu se întâmplă. În domeniul 51, îl găsim pe Barbilian. Menționat, stați puțin, asta este o chestie care este... Deci, ca să ai numele menționat aici, trebuie să fii lângă Sfântul Petru. Pentru că asta se verifică o dată la 10 ani, vine înainte de Congresele Matematicii, Congresele Internaționale de Matematică, se verifică aceste numere. Sunt domeniile active. Și apropo, dacă ne întoarcem înapoi la cap, unde este capul? Vedeți că 4 a dispărut, 4 nu mai există. Acolo era set theory, teoria mulțimilor. Aia a dispărut, nu mai este o teorie activă de cercetare. Da? Hai să ne primăm mai mult. Geometrie diferențială. Ce înseamnă să știi matematică? Pentru că, sincer să fiu, pe 53 d eu sunt incompetent. Dacă pot să fac un pic de damage, este probabil pe 53B și 53C. Okay. Deci răspunsul scurt este care bucățică te interesează și cu ce scop? Dacă te interesează să un anumit uh, aspect legat de, de teoria relativității. Teoria relativității se sprijină pe geometrie diferențială, în stil, uh, apropo, este această carte superbă scrisă de, cred că o cheamă Judy Goldman, uh, Einstein's Italian Mathematicians. Uh, e vorba despre Ricci, Bianchi și Levi Civita. Deci matematica lor geometria diferențială construită în Italia la sfârșitul secolului 20 l-a ajutat pe Einstein să construiască teoria relativității. Trebuie clar definit ce ne interesează și de ce. Și ce am nevoie să învăț pentru bucățica respectivă? Are Răspunsul da. scurt. Dar să înveți matematică cu totul, pe ultimul care știa tot a fost David Hilbert. Când el s-a dus, am rămas niște orfanii înregimentați în cât o bucățică mică și în care eu sunt foarte mândru că după ce am făcut 12 ani de facultate, pot așa să mă uit un pic într-o bucățică din 53 și din când în când 51. Mare chestie. Dar îți ia foarte mult timp și și care, care e marele avantaj cu olimpice ăștia? Ne uităm la câștigătorii olimpialor, adică de calibru barbinian, înțeleg mai repede decât noi. Deci barbinian iau, o, ia o bucată, iau o teorie nouă și pentru el într-o săptămână a înțeles ce s-a întâmplat. Mie mi-a șase luni. Recunosc că uh, unul din lucrurile care pe mine m-au tulburat întotdeauna uh, a fost mai degrabă un soi de bănuială, un soi de bag pe care l-am avut mereu în fundul minții. Că, că ne știm matematică, mă rog, acum am înțeles că, de fapt, uh, spui o prostie, spun o prostie pretinzând să-mi să văd matematică, pur și simplu, dar că, ne neavând a, acces la formalismele matematicii. Uh, ratăm, de fapt, chestiuni esențiale și uh, lucruri esențiale despre structura până la urmă realității. Despre uh, noi, de ce nu și din arhitectura cunoașterii pur și simplu. Sentimentul ăsta că uh, nu știu, cunoașterea se întâmplă în altă parte, poate fi extrem de deranjant, aș spune. Uh. Ok. Welcome to my club. Pentru că eu de asta merg la conferințe, de asta merg la seminarii de cercetare și îți dau cuvântul meu de onoare că am exact același sentiment pe care l-ai și tu. În sensul că vine la un invitat de la, o altă universitate și începe să prezinte. Spune despre ce va fi vorba, sunt foarte interesat, abia aștept, sunt undeva în spate, iau notițe și totodată, în minutul 2 sau minutul 5 al conversației, apare un formalism pe care nu înțeleg. Prima reacție este, ce s-a întâmplat, după care îmi dau seama că nu pot urmări ce s-a întâmplat din cauza um, acelei chestii noi. Cineva m-a întrebat la un moment dat ce vrei să spui prin asta, dar dacă toți ceilalți din sală se întâmplă să știe și eu nu știu, ok, I'm the old man out of the loop. Și se întâmplă din când în când să, să, să aibă loc asemenea evoluții și tu să nu știi ce s-a întâmplat în ultimul an. Un pic, dacă ai clipit, știința s-a dezvoltat așa de mult și au apărut informații noi. Și rămâi în urmă. Ok? Văd acum, de exemplu, bine, am, am tot felul de complexe, de, nu știu probabilități, nu știu statistică, nu știu o grămadă de lucruri, da? Și văd că anumite aspecte sunt foarte importante, de exemplu, chestia cu bazele de date de mari dimensiuni, toate lucrurile astea sunt extrem de importante. Cu asta se confruntă, inclusiv felul cum circule minciunile în social media. Sunt modele matematice care explică asta nu sunt suficient de competent cât să pot vedea matematica din aceste explicații. Dar ceea ce spui tu acum este sentimentul meu în fiecare zi atunci când atunci când citesc matematică nouă și când am acum de exemplu am, am descris o cronică de carte pentru, pentru un jurnal, unde am fost invitat să, să să scriu și am ajuns la jumătatea cărții este o chestie pe care nu înțeleg. Și treaba asta mă deranjează foarte mult, pentru că deci, nu, nu, nu mă calmez până când nu înțeleg, și după aceea voi putea să scriu. Dar este genul acela de dificultate cu care te confrunți în fiecare zi ca matematician. Și asta este. Cât despre Barbidian, vreau să spun că am avut în 2005 vine să-și râd acum povestea cu, cu arcul de curbă. Deci, Barbidian venea de pe altă planetă. Da? Și i-am zis la un moment dat, lui Vlad Bosco, lasă, lasă nu, nu mi-explica, citesc singur. Eu imaginându că sunt... Bineînțeles că am venit plângând ca un copil. Băi, nu înțeleg ce... De ce să... de cum este aproximarea acestui arc de curb aici. A, este o lemă. Deci sunt trimiterile dintr-un articol în celălalt în care... Și mi-a explicat. Deci mi-a explicat până am înțeles. Și țin minte, prima reacție a fost, pentru că era o paradigmă nouă, era un stil de a face matematică diferit de ce învățasem eu, am avut câteva zile în care nu lucrăream pe barbinian mi se părea că mi-a furat portofelul. După ce am înțeles exact cum gândea, am putut să citesc mai departe. De câte de ori ne confruntăm cu o paradigmă diferită, avem de a face cu acest efort. E un alt continent. Încă o dată, am, pe Barbilian, am făcut ceva ce nu se lega de ceea ce îmi pregătise școala. l a trebuit să o fac. eram, eram prea curios. Da, mă gândesc cumva în siajul celor mărturiste de, de tine, Bogdan, că poate și lucrul ăsta ar trebui să fie făcut în școală, o cultivare a acestei modestii epistemice până la urmă, crearea unor culturi ale erorii, cum se numesc ele uneori în pedagogie, înțelegerea faptului că Eroarea este fertilă, că neștiința e motorul care nu ne duce mai departe și, în general, cultivarea unor Atitudini mai, hai să spunem, mai, mai moderate. Pentru că, apropo de tipare și de structuri invizibile, aș, aș putea să spun că unul din tiparele pe care le-am întâlnit toată viața mea, nu neapărat un tipar matematic, mai degrabă antropologic, să zicem, e acela că, în general, oamenii care știu foarte multe și pot foarte multe, trăiesc cu impresia că nu știu și invers. Da? Cred că, bun, tocmai am descris un pic sindromul Danny Kruger, dar, în, în esență, cred că avem nevoie ca de aia de profesori care să știe că nu știu și să educe, că nu știu tot. Sigur că știu anumite lucruri și care să educe în, în spiritul ăsta. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Eu, unul, ziceai că poți vorbi 10 ore, eu te-aș asculta 10 ore, dar mă gândesc că nu. Am mai rămâne decât noi doi la un moment dat, după vreo șase, șapte cel puțin. Și um, n-am apucat astăzi să vorbim despre un alt lucru care pe mine mă interesează foarte mult și cred că și pe uh, cei care ne sunt alături. Am vorbit exclusiv despre această carte, dați-mi voie să o mai arăt o dată. Uh, stați că m-a învățat cineva cum să țin cartea astfel încât să se vadă chiar dacă e activ. Uh, da? Uh, background-ul. Adâncul acestei calme crește programul de la Erlanga și Poetica Jocului Secund, apărută la editura PoliRom. Cartea se găsește, e proaspătă, o găsiți în librărie, o găsiți pe site-urile de profil, o găsiți la Gaudamus, dacă ajungeți zilele acestea. Uh, mie mi-ar plăcea tare mult, Bogdan, dacă vei mai fi de acord să ne fii alături, să avem la un moment dat și o discuție despre creația ta literară. Pentru că trebuie să recunosc, înainte de a te cunoaște ca matematician, ceea ce ne iese mai mult sau mai puțin, mulți dintre noi te cunoaștem ca prozator, te cunoaștem ca unul dintre numele importante și reprezentative ale prozei românești contemporane și. Uh, nu te lasă, pleci până nu-ți mulg promisiunea asta de a ne fi alături și cu subiectul ăsta Întâlnirea cu matematicienii, cu se dă un uh, grup într-un plan sau uh, ce spuneai mai devreme Aia s-ar putea să o faci fără noi, dar uh, una literară uh, oricând uh, ne găsește aici Uh, Probabil că se va întâmpla, dar uh, îți propun să, să treacă puțin mai mult timp, pentru că uh, fie că trebuie, deci o idee, o dată. Sigur. Iar uh, ideea despre care am povestit acum, țin foarte mult la asta, ideea că, uh, domnule, noi de fapt aici continuăm o chestie. Uh, și uh, e vorba despre, dacă îmi dai voie, deci uh, în chip de la revedere, uh, poza asta, uh, v-ați uitat vreodată la ea? Cu multă atenție, deci... Uh, Dan Barbilian este aici. Acest Fluffy de 17 ani, înainte să facă prostiile care l-au făcut celebru, iar mentorul, Țițeica, se află aici. Fotografia asta este făcută cu 24 de ore înainte ca Barbilian să devină superstar, pentru că i-a rezolvat toate problemele din comisia lui Țițeica și a devenit câștigătorul concursului Gazete din 1112. Faptul că în cultura română, la 1112, se întâmpla una așa ceva. Păi stați puțin. Olimpiadele în Statele Unite ale Americii există din 1974. La ora aceea, în lume, doar în două locuri se făceau Olimpiade. În felul acesta. În România și în Ungaria. Deci că l-a recrutat Barbilian pe baza acestui fapt. Iar Barbilian a înțeles din viață cu totul altceva. Era un bun cititor al crailor de curte veche, nu? Noi aici continuăm o poveste. Asta contează. Da, sunt în carte sunt pagini într-adevăr calde despre atmosfera din jurul gazetei matematice. Uh, recunosc că le-am citit așa cu inima un pic îndoită, pentru că e genul ăla de comunitate în care eu nu cred că aș fi avut vreodată ce să caut. Uh, recunosc părinții mei, mama mea în special, care îi mulțumesc. Uh, a crescut în potențialul meu și m-a abonat pe când eram elev, m-a abonat și la Gazeta Matematică și la revista de filologie, că nu se știa în ce direcție o să o iau. Aparent mi-a plăcut mai mult, recunosc, uh, revista de filologie, dar uh, Paginile acelea sunt foarte calde, poate și prin faptul că sunt momente de excelență reală. Asta că tot vorbim mult despre excelență în ultimul timp și am scris un proiect de lege care conține de peste 200 de ori nu? termenul excelență. Iată că excelența avea, avea într-adevăr un fond atunci și nu era doar doar o formă. Și mă gândesc că cine știe, poate putem reînvia sau re tradițiile acestea pe mai departe. Eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să fii alături de noi. Să știi că n-am făcut o invitație formală, chiar mi se suflă în cască, da? ca să zic așa, doina colega și prietena mea, spune că ar fi o foarte oportună și o întâlnire dedicată profesorilor de matematică, care poate să prea din ideile tale, din patosul tău, din uh, dragostea asta față de matematică, dragoste care se, se simte la fiecare silabă și o transpir prin fiecare por. Așa că pe agenda îți mai pui cel puțin două întâlniri cu noi, am înțeles, vom lăsa să treacă ceva vreme, uh, Eventual, mai facem o cafenea două pe niște subiecte mai trendy, așa, mai nu, ale zilei. Deci, ce să fiu? Nu nu vreau să, să, să acaparez conversația, nu vreau să mă bag în. nu vreau să bag capul în ecran. Deci, nu vreau să. Nu, nu. Trebuie cu răbdare, încet. Și, apropo, deci, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Dar hai să spun un secret. Sunt extraordinar de superstițios. Când am văzut că întâlnirea de astăzi este cu numărul 13, prima mea reacție a fost. <gătă> <laughs> da. Mi-am adus, mi -am adus aminte ce a spus Isaac Newton Și am zis mm, Hai totuși no, să... noi, am, noi am încercat să fie chiar Vineri 13, dar nu s-a putut Așa că N-am -am reușit decât în miercuri 13 Să știi că astăzi chiar m-am uitat la ceas La un moment dat la ora 13 și 13 minute Chiar m-am distrat cu elevii Mei pe tema asta Pentru că da, uite, dacă ai recunoscut-o o să recunosc eu și eu sunt puțin superstițios Uh, mai puțin cu 13 -le, dar am și eu uh, piticii mei pe <laughs> creier. Uh, încă o dată, multe mulțumiri, mulțumiri și ție, mulțumiri uh, celor care ne-au fost alături uh, și doenegerul casei corpului didactic din Galați, uh, lui Cosmin Chiriță și Merito pentru că uh, ne împrumută brandul, zoomul, bunele practici uh, și tot ceea ce trebuie ca lucrurile să meargă cum trebuie, lui Vali, Frim de la Synergetics, care ca de fiecare dată ne ajută cu uh, tot ceea ce ține de promovare și de vizualul evenimentelor. Bogdan, mult, mult succes! Uh, păstrăm legătura și uh, să ne revedem cu bine. Data. Vă mulțumesc foarte mult! O stare frumoasă la voi! Pa! Mulțumim și noi! La revedere! Um,